Ne spuneai mai devreme despre această energie a expansiunii. Cum o accesăm? Da, trebuie să ai un... În primul rând trebuie să fii curios. Adică gândește-te la un călător, la un explorator. Adică, bun, dacă nu te interesează, nu ai cum să o accesezi. Și ea nu vine de la tine. Adică oamenii nu folosesc cuvântul ăsta, nu călătoresc, nu pentru că... unii spun că n-au bani să călătorească, dar practic universul nu-ți dislocă bani pentru că tu nu ai idei. Repet, nu-i prima oară când spun lucrul ăsta. Și asta nu e o chestie care se face peste noapte. Energia expansiunii se cultivă o viață întreagă. Adică dacă de tânăr, de mic, știi să te rogi, dacă știi să cauți, dacă te interesează, dacă ești curios, lucrul ăsta se transformă într-un bulgăre mare de energie pe care o să-l ai toată viața. Dar dacă tu tot timpul dai înapoi, ți-e frică, te întoarce nu știu cine din drum, nu știi să ții în contrabalans și datoriile de familie și, mă rog, sarcinile de familie și viața ta sau îți lași viața ta ca să te duci pe drumul altora, te rătăcești. Este simplu. Adică este vorba despre un destin, este vorba despre un drum. Și viața nu este despre rutină. Gândește-te că există o vorbă care spune că oamenii fac la fel, același lucru repetă și au... cum să spun, așteaptă rezultate diferite. Măi, este foarte clar că repetând același tipar, repetând aceeași greșeală, repetând aceeași lecție de viață, deși se întreabă mulți, uite, măi, mi se tot întâmplă, da, ți se întâmplă la același lucru pentru că l-ai înțeles atunci. Sau n-ai știut cum să-l închizi la vremea respectivă. Dar faptul că o iei pe ocolită și faptul că încerci și altfel și poți să o faci și la modul fizic, nu știu, vină pe alt drum acasă, de exemplu. Da. Sau du-te undeva la un curs care te învață lucruri pe care, nu știu cum să spun, nu trebuie să simți o mare pasiune pentru ele, pentru că nu orice drum pe care tu apuci să-l explorezi te va și interesa. Uneori te întorci din drum. Dar măcar ai băgat capul. Măcar ai văzut ce nu-ți place. Așa este și cu joburile, cu ocupațiile profesionale, da? Cu specializările profesionale. În zilele noastre, oamenii schimbă mai multe, nu mai multe locuri de muncă, ci mai multe orientări profesionale. Și este foarte important atunci când lăsăm ceva în spatele nostru, că el arată pe harta vieții noastre ca o experiență, da? Este ca o bilă albă. Chiar dacă nu am evoluat în punctul respectiv sau nu am făcut performanță în domeniul respectiv. Așa încât, dacă vrem să tratăm viața ca pe o chestie foarte... serioasă, așa, în care eu știu, trebuie să facem niște lucruri ca la carte, corect, să-i mulțumim pe alții și așa, nu o să reușim niciodată, dar dacă ne transpunem, da, pe noi, cei din cosmos, spiritele, sufletele care vin să evolueze pe acest pământ, ne dăm seama că în fiecare zi trebuie să învățăm acest exercițiu al detașării, orice lucru pe care îl lași în spate și care nu-ți mai folosește, creează premizele pentru lucruri noi și să te poți deplasa și să simți tu de la an la an, să-ți propui la începutul fiecărui an și să simți că în fiecare an ai mai făcut ceva. Că ai mai evoluat, ai mai făcut ceva. Adică ai urcat o treaptă. Tu știi că nu-ți ajunge o viață întreagă să faci tot ceea ce îți dorești. Nu ai cum. Să nu mai repeți aceleași lucruri, să nu mai faci, nu știu, chiar dacă îți place foarte mult un lucru, îți place, sunt locuri de suflet, știi, adică, domne, mă duc acolo pentru... Bă, dar locul ăla nu e un punct fix, adică locul ăla poate fi explorat, nu știu, uite, și mie îmi place Londra, de exemplu, da? Îl iei pe toate părțile, vezi ce găsești acolo. Asta sunt câteva... Despre asta e vorba. Da, și cel mai important punct al expansiunii este credința. Credința. În momentul în care apare credința, credem cu adevărat în ceva. Păi dacă tu nu cauți dincolo de tine, tocmai asta este, știi? Ia aruncă-ți, știi cum e, să-mi arunc sacul peste gard. Uh-huh. În momentul în care mi-am aruncat sacul peste gard, eu sunt obligată să sar gardul. Deci asta este cheia, ca să ne aruncăm sacul peste gard. Ok,